În articolele publicate până acum, am urmărit să atrag atenția că problemele liturgice, care constituie oglinda credinței noastre, lex orandi, lex credendi, sunt astăzi, din păcate, tratate cu indiferență și naivitate, în timp ce mereu se găsesc alte priorități în biserică. De aceea, Propun lecții de liturgică altfel, ca și școala altfel, spre a trezi interesul. Liturgica este știința care descrie slujirea comună sau de obște a creștinilor, numită și cult, din latinescul cultus, cultivare, de unde și mod de viață sau slujire religioasă. Biserica a cunoscut doar două perioade de libertate scurte, în care a putut să-și organizeze sau să-și dezvolte liberă cultul. În rest, ea a fost constrânsă de către societatea exterioară, fie la clandestinitate în perioade de persecuții, fie la instituționalizare, în perioade de simfonii politice. prima perioadă de libertate, pe care o numesc epoca de grație, este chiar începutul bisericii la Ierusalim, când creștinii, citat, toți erau la oaltă și aveau toate de obște. Fapte, capitolul 2, versetul 44. Cultul se manifesta în patru direcții esențiale. Creștinii, citat, stăruiau în învățătura apostolilor și în părtășie sau comuniune, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fapte 2:42, adică învățătura Domnului predicată de apostoli, comuniunea frățească și familială totală. Împărtășirea zilnică din trupul Domnului, vezi fapte 2.46, și rugăciunile comune la templu iudaice și în case creștine. Din nefericire, această epocă a fost, ca și cea paradisiacă, rapid curmată de stăpânitorul lumii acesteia și de societatea care încă, citat, Zace sub puterea celui rău. Odată cu omorârea lui Ștefan, începe epoca martirică a Bisericii, care durează până la anul 313 și în care creștinii sunt obligați să ducă o viață dublă. Pe de o parte, să se comporte normal, în societate pentru a nu oferi prilej gratuite de persecuție, pe de altă parte să se, se manifeste în ascuns ca adevărați credincioși, adunându-se pe unde și cum puteau. Cultul din această epocă, ghidat de lozinca Nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, este așadar clandestin din cauza societății, și autocenzurat din dorința Bisericii de a se proteja, concentrat în funcție de timpul și spațiul disponibil, și condensat cele patru elemente, odinioară nelimitate, se combină într-o slujbă limitată numită liturghie. Cuvântul liturghie înseamnă în greacă serviciu public și este format din adjectivul leitos, care înseamnă popular și provine de la substantivul laos, popor, sau în varianta ionică atică leos, și substantivul ergon, care înseamnă acțiune sau faptă, lucru sau lucrare. Cultul întreg și liturgia, expresia condensată a acestuia, sunt acum serviciul public și exclusiv al poporului, în ghilimele, celui nou al lui Dumnezeu. Vezi 1 Petru 2, Apocalipsa 18, care este poporul creștin. Nimeni din afară nu poate participa la ele, iar toți participanții, membrii Bisericii, sunt implicați activ și în duh comunitar, în învățătură, în împărtășire, în rugăciune și în cântare. Cântarea este comună și antifonică. Un citeț recită versete biblice din psalmi sau alte imne, iar poporul întreg răspunde intercalat cu câte un refren. Aliluia sau un vers din psalmi. Acestea sunt antifoanele creștine inițiate la Antiohia de Ignatie Teoforul, în jurul anului 100, de unde, citat, tradiția s-a răspândit în toate bisericile, cum spune istoricul Socrate în secolul V, în istoria bisericească, capitolul 6. Participarea la cult este deci un drept al creștinului botezat, dar și o obligație. Se generalizează regula, consfințită formal pentru prima oară, de canonul 21 al sinodului de la Elvira, astăzi Granada, în Spania, anul 306, că cine absentează nemotivat trei duminici consecutive de la liturghie, este automat exclus din biserică, adică din popor. De aceea, în această perioadă, biserica preferă adulții, capabili să participe la cult și să păstreze secretul și refuză accesul, deci inclusiv botezul, copiilor. Slujbele, mai ales liturgia, slujba poporului prin excelență, se organizau la momentele în care poporul avea posibilitatea să se adune, de multe ori doar seara sau noaptea. Nu exista o formă unică, uniformă, nici texte scrise, ci fiecare comunitate păstra cu fidelitate ideile și rânduiala, în greacă taxis, despre care vorbește la anul 95 Clement Romanul, în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 40. Idei și rânduială primite de la apostoli pe care le adapta la condițiile locale și le dezvolta cu mijloace proprii. Așadar, în această epocă, poporul persecutat devine unit și implicat, bine inițiat și format. Cultul este divers și local, deloc uniform, dar unitatea liturgică a Bisericii este păstrată de structura și conștiința primite de la apostoli. Edictul Împăratului Constantin, Milano 313, deschide o nouă perioadă de libertate. Imperiul face deja presiuni, dar instituționalizarea Bisericii va începe abia cu edictul Împăratului Teodosie, în 381. Perioada 313-381 este epoca de aur a Bisericii, în care cultul s-a dezvoltat iarăși liber și liturgia a ajuns la forma ei cea mai nobilă dar este și epoca separării monahilor de lume. Caracteristica cultului este acum disciplina, menită să protejeze poporul creștin în noua situație de libertate. Regula celor trei duminici a fost reafirmată prin canonul 11 al sinodului de la Sardica, azi Sofia în Bulgaria, anul 343. În plus, canonul 2 al Sinodului de la Antiohia, anul 341, reluat de canonul 9, numit Apostolic, consfințește că cine participă la liturghie și nu se împărtășește este exclus din biserică, din popor. Porunca Domnului era fără echivoc: luați, mâncați, beți dintr-o acesta. Toți. În jurul noțiunii de popor s-au format acum mai multe categorii. Două, înainte de a primi cetățenia creștină prin botez, care botez se vârșa doar la Paști, și două, pentru creștinii de căzuți. Catehumenii, tradus cu cei chemați, erau cei ce primeau învățătura în vederea botezului. Fotizumenii, tradus cu cei pentru luminare, erau catehumenii deciși să se boteze. Enegumenii sau posedații erau creștinii căzuți în incapacitate mentală. Penitenții, creștinii căzuți în păcate grave. Cultul se deschide acum tuturor. Nu total, ci parțial. Se dezvoltă o primă parte a slujbei la care putea participa oricine, și mai ales aceste patru categorii, care la final sunt invitate să plece cu formula păstrată până astăzi: cei chemați, ori pentru luminare, ori posedați, ori penitenți, ieșiți. După plecarea acestora, se făcea o verificare. Episcopul întreba: Câți suntem credincioși? Iar adunarea sau câțiva reprezentanți ipodiaconii răspundeau: Toți suntem credincioși. Apoi, episcopul se spăla pe mâini, ca și pilat, ca semn că nu este vinovat de sângele Domnului. Dacă cineva necredincios ori penitent a rămas pe furiș și s-ar împărtăși. La semnul diaconului, ușile, ușile, se încuiau ușile și astfel putea începe slujba obișnuită a poporului, cât suntem credincioși, în pace, Domnului să ne rugăm. Cu toate acestea, o evidentă dezordine se instala în biserică, ceea ce a provocat exodul monahilor din parohii și stabilirea lor în pustie. De acum, cultul se dezvoltă în două direcții. Parohial, numit și catedral, întrucât principala parohie dintr-un oraș era catedrala, cu mai multă cântare și mișcare, gesturi și procesiuni pentru a antrena poporul și monahal, mai simplu, recitativ, static și cu privegheri de noapte. La început era idioritmic, adică fiecare monah avea ritmul său de luni până vineri, iar slujbe comune erau doar sâmbăta și duminica. Cultul parohial era majoritar urban. Comunitățile erau totdeauna conduse de un episcop și episcopul era întâi liturgic și părintele duhovnicesc al fiecărei comunități urbane. De aceea liturgia era clericală. Episcop, preoți, diaconi, ipodiaconi, cântăreți, citeți, ușieri, fiecare avea rolul său, și colitul ghisirea lor crea dinamica slujbei. De aceea se prefera pe cât posibil un singur loc de slujbă care să adune tot poporul, iar fără episcop nu se sluja decât excepțional când acesta era bolnav sau plecat. Pe măsură ce se formau creștini și la sate, prima soluție a fost să se hirotonească episcopi speciali, numiți hor episcopi, adică episcopi de țară, de la grecescul hora, care înseamnă țară, pentru a sluji acolo. La Roma, unde existau mai multe biserici, preoții din celelalte biserici întregupeau slujba și așteptau până când papa, care simțea darurile în catedrală, le trimitea fiecăruia, prin diaconi, câte o bucată numită fermentum, ca semn că liturgia era săvârșită tot de episcop. Obiceiul s-a menținut până în secolul al VII-lea. Modelul cultului parohial, prin excelență, era Ierusalimul. Renăscut din cenușă în secolul al IV-lea și devenit rapid principalul centru de pelerinaj al creștinătății. O pelerină din Spania, pe nume Egeria, ne descrie cu lux de amănunte prețioase tot ritualul slujbelor de la Ierusalim în anul 380. Episcopul era prezent la toate slujbele ca un veritabil părinte duhovnicesc al comunității. Nu se concepea slujbă fără episcop. Așadar, libertatea de care s-au bucurat creștinii vreme de 70 de ani i-a determinat să fie disciplinați pentru a evita haosul și relativismul, și inventivi pentru a adesăvârși armonia liturgică. Nivelul creștinilor rămânea ridicat, ceea ce o dovedesc scrierile părinților din secolul al IV-lea, culminând cu Vasile cel Mare, adormit la anul 379, reprezentantul de seamă al acestei epoci. Liturgia săvârșită după textul lui Vasile, este expresia liturgică cea mai înaltă, inegalabilă a bisericii. Din acest motiv, dar și pentru a păstra vie amintirea acestei epoci, biserica a generalizat liturgia după Vasile, care până în secolul al XII-lea se săvârșa în toate duminicile și sărbătorile. Odată cu edictul lui Teodosie, din 28 februarie 381, se deschide perioada cea mai lungă din istoria bisericii și a cultului ei, epoca politică sau așa numita simfonie bizantină, în care biserica devine instituție imperială, slujitorii ei funcționari publici, iar poporul creștin, este învăluit de masa sau gloata populației imperiului în creștinată involuntar. Slujba poporului, laos Bisericii, devine acum slujba gloatei, în greacă ohlos, imperiului. Liturgia, laos și Ergon, Bisericii, se transformă ireversibil în ohlurgia. Ohlos și ergon bizantină. Cuvântul ochlurghie, ori ochlodurghie, dacă ar fi să folosim forma adjectivală ochlodis, similară cu leitos, nu există în greacă. Îl compun eu, după termenul ochlos, introdus de Jean îndorf, în cartea sa Unitatea Imperiului și Divizările Creștinilor, pentru a defini și caracteriza Noua Slujbă, destinată Masei sau Gloatei, care își impropiază abuziv titlul de popor pe motiv politic, poporul bizantin, iar nu bisericesc, poporul practicant, Ohlurghia abolește toată disciplina anterioară a liturgiei, inclusiv practica împărtășirii. Din această cauză se introduce acum obligativitatea spovedaniei pentru laici. Întrucât cultul întreg este menit să devină atracția cultural-socială numărul 1 în noua simfonie bizantină, necesară pentru a înlocui vechile atracții păgâne, Modificările liturgice sunt radicale. Cultul și ochlurgia devin un spectacol public, cu altarul, scena, clerul actorii și gloata spectatorii, iar arhitectura, vestimentația, muzica, etc. Iau trăsături imperiale, fastuoase. Elemente din liturgie ca de pildă sărutarea păcii, împărtășirea din mână, se mai păstrează doar pentru cler în altar, care altar treptat devine invizibil laicilor, arcul de triumf sau bariera inițială cu perdele se transformă într-un zid iconostas obturant. Rugăciunile nu se mai citesc în auzul poporului, ci doar în altar. Nici măcar decretul împăratului Justinian din anul 565 nu mai poate opri irreversibilul. Însă primul care a sesizat cu claritate noua situație la cumpăna dintre liturgie și ohlurghie a fost chiar episcopul Constantinopolului din acei ani, 397-404, Ioan Gură de Aur. El a inițiat un program intens de educare a maselor, de explicare pe înțelesul acestora a teologiei înalte a bisericii. Nu mulți sunt capabili de aceasta și de aceea gloata l-a numit gură de aur, în greacă Hrisostom. Iar liturgia, săvârșită după textul lui Ioan, a fost așezată alături de cea după Vasile, cu cinste și cu nostalgia ultimei forme istorice a liturgiei. În paranteză fie spus, din secolul al XII-lea s-a făcut rocada între cele două texte, încât liturgia după Ioan a devenit principală, iar cea după Vasile ocazională. Întrucât acum creștinii erau peste tot și aveau biserici unde era nevoie să se slujească, clerul s-a dispersat și slujba, cu excepția catedralei, a devenit treptat monoclericală, deci cu un singur preot și monotonă. Rânduielile de cult încep să se fixeze în scris atât pentru a se păstra legătura cu tradiția moștenită din trecut, cât și pentru a oferi un ghid uniform în prezent. În paranteză fie spus, uniformitatea este tendința oricărei instituții omenești, cum era și Imperiul Bizantin. Treptat se cristalizează câteva rânduieli, în greacă diataxis, sau tipice, în greacă tipicon, principale. Parohiale sau catedrale, cel de la Ierusalim, dezvoltat la Constantinopol până în secolul al XII-lea, preluat de ruși la încreștinarea lor în anul 988, respectiv monahale, fie din pustie, ca cel savait la Ierusalim, fie din cetate, ca cel achimit, apoi studit la Constantinopol. După biruința asupra iconoclasmului în 843, care a tulburat biserica în secolele 8-9, monahismul s-a impus ca for conducător în biserică. În secolele 9-12, la mănăstirea Studion din Constantinopol, s-a încercat o sinteză între tipicul parohial catedral și cel monahal numită Sinteza Studită. Iar după căderea Constantinopolului sub Cruciați în 1204, în secolul al XIII-lea s-a produs Sinteza Ierusalim-Constantinopol între tipicul monahal savait și tipicul studit. Această sinteză s-a impus treptat în toată ortodoxia, constituind tipicul neosavait, numit impropriu al Sfântului Sava, folosit astăzi. Cel mai greu s-a impus în Rusia, abia în secolul al XVII-lea, cu prețul schismei rascolnicilor, cunoscuți în România ca lipoveni. Schema alăturată, extrasă din studiul Evoluția rânduielilor tipiconale de Petru Pruteanu, oferă o vedere de ansamblu. Cei interesați pot citi tot articolul indicat mai jos în descriere. Reținem așadar că această epocă politică se caracterizează prin Ghia bizantină și prin tipicul neosavait, ajunse la forma lor fixă, cunoscută astăzi, în secolele 13 14 Ohlurghia și tipicul de astăzi trebuie înțelese ca adaptări firești, esențial monahale, ale cultului primar la epoca politică, iar nici de cum ca formele perfecte și definitive ale cultului. Odată cu încetarea simfoniilor politice, în 1453, la Constantinopol, în 1859, în țările române, în 1917, în Rusia, etc., Biserica a intrat într-o nouă perioadă relativ liberă, dar de criză: epoca de confuzie. Confuzie Întrucât Biserica este incapabilă să-și revină din Sinfonia Bizantină și continuă să viseze la ea, în loc să se trezească, să se caute pe sine și să se reorganizeze. Confuzie, întrucât acum nu societatea constrânge Biserica cu persecuții ori cu sinfonie, ci Biserica însăși constrânge societatea să o accepte, ca factor decizional principal. Dacă societatea de astăzi critică Biserica, nu o face atât pentru elemente secundare, catedrale, spitale, bani, patriarhi, etc., cât pentru că nu știe cum să-și exprime altfel dezaprobarea față de politica bizantină anacronică a Bisericii pe care ea, societatea, o refuză. Biserica se chinuie efectiv să-și justifice rolul politic printr-o instituționalizare excesivă și prin implicare social-filantropică forțată, ignorând în tot acest timp, citat, problema fundamentală a vieții liturgice ortodoxe, păstrarea formelor vechi ale cultului, dar cu celebrarea lui într-un alt spirit din cult comunitar eclezial prin excelență, liturghia a ajuns un rit celebrat de un cler profesionalizat pentru laici și în locul lor, iar nu împreună cu ei, din canonul ortodoxiei de Ioan Ică. Cu siguranță că Iisus ne-ar adresa și nouă cuvântul Marta, Marta, te silești și de multe instituționale, sociale, filantropice te îngrijești, dar un singur lucru îți trebuie. Biserica este chemată astăzi să se reorienteze esențial spre sine și spre poporul ei, iar abia apoi spre gloată și idealuri naționale. Să redescopere așadar liturgia poporului din spatele ohlurghiei gloatei, și să-i redea cultului ortodox întreg sensul comunitar eclezial. Să înțeleagă din lecția epocilor prebizantine că adaptarea cultului este singura cale de a supraviețui și de a dăinui. Ierarhia este ridicolă astăzi să tot vorbească despre pastorația din parohii, mai ales a părinților și a copiilor, dar să le propună cu ipocrizie același cult produs de monahi. Cultul este prima și cea mai importantă formă de pastorație. Ce rol propunem astăzi părinților în cultul nostru și ce rol copiilor? Vorbe multe și goale, fapte puține. De exemplu, Egeria ne spune că la Ierusalim când diaconul rostea pomelnicele, la fiecare nume citat, o mulțime de copilași stând acolo în picioare răspund Chirie Eleison, adică Doamne miluiește, iar vocile lor sunt nenumărate. Capitolul 24 Același lucru îl aflăm și la Antiohia, unde la Ectenia Mare răspundeau, citat, copiii cei neprihăniți ai poporului care se roagă lui Dumnezeu pentru milă. Ioan Gură de Aur, Omiliile la Matei, 71, capitolul 4. Dacă noi nu vrem să ne cunoaștem trecutul liturgic, ori ne temem să-l asumăm și să-l valorificăm astăzi, atunci de ce mai vorbim aiurea și de ce căutăm vinovați în altă parte? Din nefericire, există astăzi un extremism sau fanatism liturgic ce menține mentalitatea că ochlurgia bizantină și tipicul neosavait ar fi baza și liantul ortodoxiei, că orice modificare a cultului ar atenta la puritatea ortodoxiei. Cei ce gândesc așa, își dovedesc in cultura istorică și liturgică. Așa cum am văzut, cultul a fost într-o permanentă adaptare și modificare la condițiile fiecărei epoci. În plus, ei sunt asemenea papistașilor ipocriți. Singura diferență este că subiectul idolatriei lor nu este papa infailibil, ci cultul intangibil, adică aceeași mărie sau erezie, altă pălărie. Pe aceștia cu siguranță Iisus i-ar mustra cu aceleași cuvinte. Tipicul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru tipic. Din cauza și de teama acestora, cultul este astăzi subiect tabu și absolutizat iar școlile de teologie ori mănăstirile sunt simple fabrici de maiștri întreținători ai cultului, fie patroni, episcopi sau stareți, fie angajați, preoți sau monari, atenți doar la formele exterioare de cult și indiferenți la nevoia interioară de a forma sau reforma comunități ecleziale. Este obligatoriu să se înțeleagă că, astăzi, condițiile sociale și politice. Nu mai permit continuarea cultului bizantin, că acesta a fost forma perfectă pentru epoca bizantină și rămâne un tezaur bogat și bun de folosit parțial. Dar credincioșii au nevoie de noi oferte de cult pe măsura noilor cereri sau nevoi. La polul opus fanaticilor tipicari. Au apărut cei inițial bine motivați, dar care, din lipsă de discernământ și de coordonare bisericească, au ajuns ei înșiși extremiști, inovatori. Aceștia, fie preoți, fie episcopi, își permit să modifice cultul după capul lor, adică după ceea ce înțeleg ei parțial sau chiar deformat din cultul primelor secole. Așa de pildă a apărut moda de a citi fără discernământ toate rugăciunile cu vocetare, de a nu îngenunchea duminica, de a uni în mod ciudat botezul cu ghia, etc. Unii au reintrodus sărutarea păcii între laici, de regulă în forma romano-catolică, de a-și da mâna. Alții, cuvinte și traduceri extreme, fie neologice, fie arhaice, etc. Întrucât în unitățile bisericești cu continuitate, parohiile și mănăstirile, aceste inovații și improvizații sunt greu de introdus, actorii lor principali se refugiază fie în unitățile atipice din țară, capele studențești, de spital sau militare, etc., așezăminte monahale noi, fie în unitățile noi din diaspora. Inovația liturgică necoordonată este tot atât de rea pentru biserică, întrucât creează neînțelegeri între clerici, confuzie între laici și, cel mai grav, un tip de credincioși superiori și inadaptabili altundeva. Dacă ierarhia bisericească de astăzi ar ști să aleagă partea cea bună a Mariei, ar iniția un proces coerent și coordonat de adaptare a cultului din trecut la condițiile epocii din prezent. Aceasta ar însemna ca în același timp 1. Să se respecte momentan tezaurul liturgic moștenit, adică ohlurghia, bizantină și tipicul neosavait, fără să se mai facă sau să se accepte modificări unilaterale. 2. Să se afirme că acestea sunt forme ale epocii politice, esențial diferite de formele epocilor anterioare și anacronice în epoca noastră, care se cer deci imperios adaptate. 3. Să se știe că în epoca actuală orice biserică locală are libertatea de a-și modifica formele liturgice, că aceasta nu aduce nicio știrbire unității liturgice a ortodoxiei, care constă în structura cultului, iar nu în unii forma lui. 4. Să se conștientizeze că orice modificare trebuie să aibă în prealabil atât consensul ierarhic, adică ierarhii și preoții să fie de acord între ei, cât și educarea laicilor, cel puțin laicii practicanți. 5. Să se diferențieze între modificările generale necesare unei biserici autocefale întregi și cele locale necesare și posibile la simplul nivel de episcopie sau regiune, mitropolie. 6. Să se apeleze la specialiști liturgiști, pe care astăzi, din păcate și din aroganță, ierarhia îi ignoră, ca să constituie un grup liturgic permanent de dezbatere și de consiliere. În paranteză fie spus, episcopii din trecut, erau vizionari și cultivatori ai cultului, întrucât participau la toate slujbele. Episcopii de astăzi nu mai sunt așa, de aceea au nevoie și de specialiști. 7. La conferințele preoțești, cultul să redevină subiectul principal și fiecare reuniune să aducă soluții noi și concrete, acceptate prin consens clerical, iar apoi explicate laicilor, poporului. 8. Să se înțeleagă că adaptarea la epoca noastră presupune nu doar imitarea trecutului pe baza unor cunoștințe, ci mai ales valorizarea lui vizionară pe baza intuiției viitorului și conform nevoilor pastorale. Sfinții Vasile și Ioan au rămas reperele cultului și liturgiei, nu doar pentru că aveau cunoștințe liturgice, ci pentru că au fost vizionari și au știut să adapteze tezaul moștenit la nevoile pastorale ale epocii lor. Nevoia principală a epocii noastre este de a-i reda bisericii viziunea eshatologică conformă atât cu perioada primelor secole, cât și cu timpurile apocaliptice anunțate. Aceasta o lămuria și Alexander Schmemann în a sa faimoasă teze de doctorat, introducere în teologia liturgică. Cultul primelor patru secole a fost esențial eshatologic. După aceea, cultul parohial a devenit sacramental, Adică sfințirea vieții și a societății prin sfintele taine, iar cultul monahal a devenit mistic, adică desăvârșirea personală prin pocăință și rugăciune. Astăzi, Biserica are toate condițiile și capacitatea de a valorifica toate formele și aspectele cultului din trecut reconstituind treptat un cult armonios, deopotrivă eshatologic, sacramental și mistic, pe potriva nevoilor actuale. Iată de ce am început demersul meu cu problema calendarului. Calendarul civil, folosit actualmente de biserică prin imitarea naivă a epocii politice, este prima piedică în calea restaurării viziunii eshatologice. Calendarul Pascal cu octavele lui este calendarul eshatologic, calendarul autentic al bisericii. De aici trebuie să înceapă orice reformă liturgică serioasă. Urmează redescoperirea liturgiei adică a acelei forme condensate a cultului apostolic pe care biserica a dezvoltat-o în primele trei secole și a desăvârșit-o în secolul al patrulea. Apoi laudele, adică rugăciunile sau ceasurile zilnice, și tainele, adică slujbele de sfințire a omului și a lumii, inițiate în primele trei secole, dar dezvoltate și desăvârșite în epoca politică bizantină.